Slăviți să fie Dumnezeu! Imnul care am să-l cânt are o istorie în spatele lui. Am citit pe internet că un om pe nume Horatio, împreună cu soția sa, au dus o viață foarte zbuciumată. La un an după ce singurul lor fiu a murit, în orașul Chicago, unde ei locuiau, a izbucnit un incendiu, în urma căruia mulți oameni și-au pierdut viețile și mulți alții au rămas fără adăpost, printre care și familia lor. Ei și-au concentrat eforturile să ajute oamenii care au rămas fără adăpost și nu s-au preocupat de propria lor familie. După 2 ani de eforturi în care au sprijinit toți oamenii aceștia fără adăpost, au hotărât că ar fi bine să și iau o vacanță și au hotărât să plece în Anglia. Pentru că Horatiu era un avocat și om de succes, era prins cu probleme, așa că a trimis soția lui și cele 4 fiice ale lor înainte, în timp ce vasul pe care ele erau îmbarcate traversa Atlanticul, acesta s-a ciocnit și în urma acestei ciocniri mulți oameni și-au pierdut viețile, printre care toate cele 4 fiice ale lui. Soția sa a reușit să supraviețuiască și i-a trimis o telegramă în care scria singura salvată. Horatiu s-a îmbărcat, a plecat spre Anglia și în timp ce traversa Atlanticul, a trecut prin locul unde au murit cele 4 fiice ale sale și a fost cuprins de o durere foarte adâncă, dar paradoxal, în același timp, o pace i-a cuprins inima. Și fiica lui, născută câțiva ani mai târziu, descria că atunci, în mijlocul Atlanticului, s-a născut acest imn, Vine e în Iisus. Mă rog ca să avem harul să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu minunat. El este sursa bucuriei noastre și numai El poate să ne dea acea pace în mijlocul oricărei circunstanțe. Când am pacea tot